Bună dimineața, dragilor! Eu am pregătit cafeluța și mă apuc să fac și micul dejun. Aceasta este cafeluța mea, iar aceasta este cafeluța lui Bogdan. Da? Bine. La noi este înnorat. Bogdan a plecat afară cu Mini, s-a dus să ducă și gunoiul. Și este frig. Au anunțat cam 18 grade, dar ieri a fost atât de cald și de frumos, având în vedere că era soare. Vedem cum va fi astăzi. Avem niște treburi de rezolvat astăzi, de făcut niște cumpărături. Ori azi, ori mâine, vedem, încă nu m-am decis. Am lăsat geamul să se aerisească. Bogdan a strâns patul. Eu am băgat la spălat, să vedem dacă s-au uscat aceste haine, să le strâng și mai am și în dormitor grătarul celălalt plin. Trebuie să le eliberez ca să pun hainele ce sunt aduse de Bogdan. Mă uitam să văd dacă vine Bogdan cu Mini să vă arăt, dar nu, deocamdată nu, probabil a luat-o pe o altă parte, nu știu. Dar e atât de rece, Doamne, dar ce rece. Ia să mergem să vedem câte grade avem acum. Mă gândeam ce să pregătesc să mâncăm la micul dejun, că sincer să fiu m-am săturat și de micul dejun. Deci după ce că avem așa o problemă că nu știm ce să mâncăm la prânz și la cină, mai avem problemă că nu știm ce să mâncăm și la micul dejun. Hai să vedem câte grade avem. Avem 9 grade. Mai înainte erau 8 grade. Și până să filme, s-au făcut 9. Oricum, pentru mine este frig. Mini, ai venit! Astăzi vom avea norat, din ce văd. Da. Păcat! Am pregătit 5 ouă, unul voi face pentru Marc. Da, ia-ți, cam două. Da, sunt la fel. Și aici niște roșii cherry pe care le voi tăia și le voi face așa cu ulei de măsline în tigaie, după care pun ouăle. Așa. Și pentru Marco o să fac un nou cu ochi, că el nu mănâncă omletă. Sau genul la omletă. O, iese soarele! Chiar asta vorbeam, că vreau să iasă soarele! O, ce drăguț! Asta mai mare, nu? Deci iese soarele! Doamne, doamne, mi-a ascultat rugămintea! Da, iubire, ăla, aia e canata! Frige, a? Bun. Bun? Bravo! Punem uleiul de măsline și imediat punem și roșioarele. Am spălat roșioarele, le-am stocat. Dă-mi un pic că îmi vârte cu paleta. Amândoi. Amândoi am vrut să punem mâna pe tigaie. Aceleași gânduri le avem, da. Am pus sare și piper. Și acum voi lăsa așa roșiile să se gătească puțin. Și voi pune ouăle deasupra lor. Am pus ouăle și eu o să pun sănătate și niște brânză din asta pe deasupra. Te deranjează, Bogdi? Nu? Știu că tu nu-i prea ești cu brânză și cu astea. Mă amuză că Răzvan nu mănâncă brânză din asta, nu mănâncă parmezan, nu mănâncă anumite lucruri din astea pe partea brânzeturilor. Cașcaval mai mănâncă. Hai noroc și la mai mare. Haideți să vă arăt eclerele mele, zisele mele eclere. Nu am avut cremă de vanilie să le umplu pe toate. Și le-am lăsat așa pe astea aici. Sunt... Unde le-a lipit? Sunt, cum să zic, mie nu mi se pare a fi gust de ecler. Adică are o tentă, dar nu așa wow. Nu mai facem.
Îmi place, dar nu mai fac. Îmi place, dar nu mai fac, cum e vorba aia. Măi, ce pot să zic așa despre ele? Nu e un lucru ca să zici că nu poți să-l mănânci. Crema de vanilie este foarte bună, iar cojile sunt foarte moi și foarte faine, așa cum se simte. Îmi pare rău că s-au lăsat în jos. Ceva am greșit la rețetă, deci nu e ca să zici că s-a greșit. Da, uite ce bine arată. Mai lasă un pic. Acestea le-am păstrat, am zis că poate, nu știu, să mai fac ceva budincă, că am budincă de ciocolată și să le umplu cu budincă, deși nu cred că voi mai face. Avem, câte mai avem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 din astea umplute, restul nu sunt umplute. Da, Nutella, dar nu mi se pare că are gust ecler, are gust altceva, nu știu, dar ecler în niciun caz. Poate dacă aș mai fi pus și glazură pe deasupra de ciocolată. Dacă le-am văzut că au forma asta, așa am zis, nu mai bat capul deloc, că n-are niciun sens să mai pun. Dar, na, îl mâncăm așa. Mamă, dar ce bine miroase, nu? Mhm, așa arată. Abia aștept să mănânc, arată fain, rău. Super. Da. Fain, fain, chiar bine arată. Normal aș fi vrut să sparg ouăle, să le amestec gen omletă, dar am zis hai să fac așa, că știu că lui Bogdan îi plac așa mult, că făcea mama în Italia când mergea la ea. Dar tu la viitoare vom face omletă, că și aia îmi place, chiar bună. Am venit să ne facem asigurarea la mașină. Bogdan s-a dus acum să plătească și să o ia. Iar apoi trebuie să ajung până la sora mea, trebuie să ajung și pe la Lidl, trebuie să ajung și până în AFI. Mi-a plăcut foarte mult Carrefour-ul din AFI, foarte aprovizionat, în comparație cu Carrefour-ul de lângă noi. Produse diferite pe care eu nu le-am văzut niciodată și vrem să ne facem cumpărăturile de acolo. Mai aveam ceva de făcut, dar nu-mi vine acum în minte ce, Doamne, oare, mai, uite că vine Bogdan, nu știu ce mai aveam de făcut, Doamne, că uite, de la mână până la gură. Gata? Rezolvași? Da, de la 40, 44, 45, 475. Am venit să alimentăm și mașina, ca să ne luăm de o grijă, după care plec până la sora mea, că trebuie să-i duc ceva. Și de la sora mea trebuia să ajung și pe la mătușa lui Bogdan, mă. Dar nu știu, încă nu știu, să vedem că a fost schimbul 3 și să vedem dacă s-a trezit. Deci astăzi am mai multe chestii de rezolvat, dar îmi vin așa în minte, una câte una. Thank you.
ajuns până la Brico Depot, Selena cu Marcus doresc să-și cumpere paie comestibile. Și aici, un Brico Depot la noi în Brașov, este o cafenea unde are acele paie comestibile. Cel puțin avea, nu știu că le mai are. Iar eu am rămas în mașină pentru că sunt super obosită. Este 6:38 și noi suntem plecați undeva de la 1 fără, cam așa. Și sunt ruptă. Am fost la cumpărături în AFI, am fost la cumpărături în Lidl, plus că ce am fost prin AFI am mai mâncat pe la KFC, am fost și puțin pe la Starbucks, am mai avut de rezolvat câteva chestii prin oraș și uite că a trecut timpul foarte, foarte repede și ne-am lungit cam mult, nu neapărat că am vrut, că așa a fost să fie. Acum trebuie să mă duc să-mi plătesc întreținerea, pentru că este deschis până la 7 și sper să nu închidă mai devreme. Normal n-ar trebui că deschide de la 5 până la 7. După care să mă duc să-mi despachetez ce am cumpărat, să vă arăt și vouă și să pregătesc niște scoici, paste cu scoici, cu sos de vin, cum am făcut în seara aia când a venit Loredana la noi. I-a plăcut lui Bogdan tare mult cum au arătat și mai ales că și noi le-am lăudat că au fost foarte bune. Și chiar ne este poftă. Dar dacă ar fi fost după mine, aș fi făcut mâine acele paste cu scoici. Și în seara aceasta am fi mâncat niște ciorbă de perișoare. Că mai avem ciorbă și nu am mâncat decât... Eu am mâncat doar o dată ciorbă de perișoare. Și tocăniță de cartofi de două ori. Ia uite că vine, să vedem dacă au găsit. Au găsit! Ați găsit? Da! Bravo, mi-ai adus și rest? Uh-huh. Cât ați dat pe un pai? Un leu. Un leu, nu? Și n-ați luat? Bine, dar cinci am luat. Cinci. Deci nu-ți dă unul, cum ar veni, dacă e unul. A, de la cinci în sus. Da, cinci. A, nu e un leu pai? Mai e un leu, că e cinci leu. A, da, da, doar de la cinci în sus. Cinci, ca la pachet, da. Da, da, da. Păi și cum a luat șase, dacă doar de la cinci? Păi cum ai luat șase? Trei. 5 a luat, 2 le-a dat lui, 2 ia și jumătate. Dar tu te seli și mai ia încă 5, nu? Păi și cum le împărțiți? Încă 5? 2 jumate și 2 jumate? Mă duc să mai iau, hai du-te cu mine. Noi ne-am hotărât să mâncăm în seara asta ciorbă de perișoare, pentru că este păcat și apoi schimbă gustul. Așa că vom face mâine, că oricum trebuia să stau până se dezghețau acele scoici, trebuia să stau. Și așa că dura mai mult, mai mult timp. E bună ciorba? Mai vrei? Îți mai dau dacă vrei. Nu știu dacă mai intră. Ei, nu. Am înfierbântat-o prea tare pe a mea. Uite, e saburii din ea. Ai fost ultima. Da. Da, am încălzit-o la cea unul ăla mic. Trebuia să încălzesc la oala mare, dar nu. Dragilor, eu o să închei acest filmuleț. Sunt foarte obosită, sunt truptă. Am plecat de la 1 fără de acasă și am ajuns în jurul la vreo 7, cam așa. Am plătit și întreținerea. Mă bucur că am găsit deschis. Mi-am rezolvat astăzi, am plătit una alta. Am rezolvat treburile. Mă gândeam dacă reușesc să filmez produse terminate în seara asta, pentru că am acolo o grămadă de produse, deci două plase, plus că pe lângă plase am produse căzute. Dar să văd după ce mănânc dacă mai am chef să mai filmez. Eu v-am pupat cu mare drag, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și ne vedem în vlogul următor. Să aveți o... Vezi că ne supără? Selena mă imită aici. Să aveți un weekend minunat și multă, multă sănătate vă dorim. Pa, pa! Mini, ce faci, mama? Îți zice să-i dai, drăguța de ea. I-am pus și ei niște perișoare din ciorbă și așa de sus se ridica. Of, cu ce poftă mănânc eu acolo. Da, ce face fata? Înghețată șmecheră. Ai terminat ciorba? Ai terminat-o, dar măcar ai mâncat din ea și e bine. Te pot lăsa să mănânci o înghețată. Are galbenă. Are galbenă? Da. Mini, e bun, mama? E bun, păpușă? Mini, ia uite ce-ți dau. Ești mai bagă în seama. O să te... Ne-am apucat să mâncăm ciorba și am prins momentul ăsta, am zis că hai să vii la noi și vă o să vedeți cum face Mini. E nebunită după carne. Îi place la nebunie carnea.
și de pește, și de porc, de vită, de pui, de orice carne să fie. Și am zis, hai să vă arăt miel, da? Am zis, haide să vă arăt. Bine, dar miel nici nu știu că am mâncat. Bă, de fapt am mâncat în conservele ei, dar carne de miel la noi nu, că noi nu avem așa ceva. Nu știu, nici nu mai bagă seamă, drăguța. Minișor! Na, n-ai nicio treabă. Să ai poftă sau să-ți fie de bine. Mini! Ia, el a și râgâit. Mini, ai mâncat? Mini! Uite la mamă! Uite la mamă tu, flocoasea! Oh!